Suntem aici la Nexus, ne pregătim de primul bootcamp al echipei, pregătim scaunurile. Avem aici pe Adiță, care ne ajută cu duba, doare pernița roz. Pup. Adzip, care tocmai ce-a sfârit, Vlad Funiat, azi după cameră, Marc, care nu prea are chef, Dino, șoferul nostru numărul 1 de dubă, și Drahne, care e militar. O să facem bootcamp militar cu echipa de counter, de bea aștept. Ne întoarcem după ce pregătim scaunurile și PC-urile. Salut, am mai făcut șofer de dubă? Nu, Dino, nu! Pregătim și calculatoarele pentru băieți, le luăm acum. Mersi Nvidia pentru plăci video. Avem și wallpaper, mamă, Nexus Rising, dar suntem morți la joc. Sper că după bootcamp ăsta jucăm și noi ceva. Hai, ne auzim în dubă. Cu Marc, pregătește ultimele detalii are acestor PC-uri. Sunt primele detalii, mă, că ce mai luat atât detalii, dai mai luat. Ne facem niște upgrade, dragi. Ce configurație avem la aceste calculatoare? 9700K pe 5 GHz, 16 GB de RAM, 3200. Și placa video, că aia îmi place, că e de la Nvidia. RTX 2080. Da, tata, aia zic, putere pentru băieții din bootcamp. Nvidia Reflexes. Ne pregătim, trebuie să ne vină și duba. Uite-o. Nu, e o dubă. Dar nu a noastră. Fii atent, Tanguț. Da, dacă da. Dau un șpiț. Eu sunt duba. Da, unui stai, PC. Stai. Da? Așa, dacă dai un șpiț unui PC, da. Eu sunt duba, eu voi mânca calculatoarele. Este cel mai scump joc de domino pe care l-am jucat vreodată. Păi hai să calculăm. Facem clip, bă. Hai să nu facem clip. Picior de 0 lei versus... Da? De... Challenge, facem challenge. Facem challenge. Da, ce-mi plac. Ne urcăm în bank bus. De bea aștept să cărăm în bank bus ăsta. Arată ca o dubă de zile mari. Cam așa arată duba, trebuie să mascăm ceva de acolo. E aproape gata duba, plină, plinuță. Noi mergem la cumpărături, lăsăm băieții să descurce aici cu scaunele în bank bus. Sperăm că nu se întâmplă prea multe chestii în acest bank bus. Hai, Dragne, mergem la cumpărături. Ne întrebăm acum ușor, ușor către Teodor Paradis. Mergem la Ikea, cumpărăm niște măsuri pentru băieți și ceva de haut de mâncare. Băgăm acum pe Waze. Bă, nu film asta. Aoleu, ce spoiler s-a dat pe vlog. Mergem să luăm niște mese pentru calculatoare și ceva de mâncărică. O să le facem un meniu special. Avem planul pentru bootcamp, stai să deschidem. Dăm la pagina asta albă, care scrie cum să-i bați pe Game Agents. Și aici asta, nu știu dacă se vede. Nu se vede nimic. Da, o să completăm la un moment dat. E gol momentan. Am înțeles că sunt niște întrebări pentru mine din partea domnului Dragne. Te rog. Hai, spune-ne, ce părere ai despre bootcamp-ul ăsta? Cum o să se desfășoare, ce așteptări? Este un bootcamp vital pentru echipa Nexus CSGO. Bootcamp care să sper eu să dovedească inevitabilul, cum s-a zis în filmele Matrix. Crezi că a picat bine așa bootcamp-ul acum cu schimbarea asta de hartă? Da. Cred că e cea mai bună perioadă, că acum au timp să învețe harta, nu? Sper să fie într-un ceas bun acest bootcamp. Perioada e foarte bună, am așteptări mari de la băieți. Sper să fie un bootcamp cât se poate de productiv. Cum am toată încrederea în oamenii pe care îi pun în bootcamp. Cine o să stea cu ei? Eu, tu, Adzip, scuze, Polydiver, e un alt băiat. Avem foarte multe meciuri în perioada asta. Foarte. Blast Rising începe SEA, avem weekend dublu de RL. Cum crezi că o să ne descurcăm? Nu mai win, eu văd numai win-uri. Ne întoarcem din Ikea, hăți! Hăți! Bună dimineața! Stai că e mult mai greu, și e mai greu. Am avut loc să ieșim pe aici, dacă ești. Sunt la Ikea, ne punem măscuța și intrăm înăuntru. Chideți asta că nu aveți voi. Am terminat și cumpărăturile de la Ikea. Ne dor genunchii, picioarele, gleznele. Cred că trebuie să merg cu niște fete mai bine. Știau cam ce trebuie să luăm. Da, măcar am reușit. Am stat doar o oră jumătate în Ikea, e ok. Acum mergem la cumpărături, ce să zic. E Ocean aici, să nu știu unde mergem. Ocean, Lidl, habar n-am. La Lidl mergem? Lidl. Ne vedem din Lidl, unde sigur nu putem să filmăm, da. Na, ne vedem de acolo. Pot să vă zic, m-au rupt cumpărăturile. Nici nu vreau să vă zic că te-am luat aici. E oricum pentru câteva zile, 2-3 zile, că voia iar se scrie pe grup că trebuie să cumpărăm făcute. Am trebuit la cumpărături la Lidl, ne dăm la bootcamp. Și încă ceva, când mai mergeți la cumpărături, luați-vă o femeie, că știe mai multe ca voi oricum. Oricum, specialitatea mea, hârtie igienică, recomand la Frolalis, te ștergi și e totul bine. Am ajuns și la bootcamp, după sute de ani, suntem gata să descărcăm tot. Hai să procedem! Salut, Tan. Salut din nou. Salut din nou, domnule cameraman. Ce faci? În cameră. De ce te duci în cameră? Hai cu mine, hai să vezi. Hai, arată hai camera, Blitz, arată hai, camera. Hai. Aici e camera, sexe cu B. Cine? Sexe cu B. Aha. Dorm aici. Nu arată rău. Camera mea, aici dorm singur. Ce dorm singur? Dorm singur. Și aici, în această cameră, doarme colarul României Selo și Sound, care... Ce? O să aflăm ce o să fie Sound la relul ăsta. Asta a fost turul camerei. Continuă. Hai să continuăm. Aici o să punem mesele. Uite, vine Guț acum cu mesele. E cu o masă de la Ikea, e proastă. Monitorul nostru de la Lenovo, Y2525. Aragazul. Mă, mă, vezi că e top, ești nebun aragazul. Cuptorul. Mă. Avem o hotă. Avem o bucătăreasă asta care spală vaselina. Bună. Bă, numai Alexandra. Bună, Alexandra. Bună, bună. Opa, avem un apel. Poliția. Ce urât e. Să-i deschidem?
Deci este soluție. Nu, lasă-l acolo. Eu sunt cameramanul. Gata, m-am prezentat toată casa. Bitien, acest botel m-am pregătit un meniu inspirat de la posta mea echipă Steaua Roșie Belgrad, să vă plac. Cel puțin dimineața, pot mânca super sănătos, ca să aveți energie toată ziulica. Nu pot să fie foarte gust sos, dar... Sound și Blitz, cum vă simțiți? Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Îți place, nu? Da? Bă, dar tu nu bagi mese, sau? Că nu ți-a băgat aici. Nu prea voiam. Nu prea vrea, e? Bă, Sound, trebuie și fă mese, mă, nu mai comenta. Acum? Acum. Acum? Acum. Bine. Ia și pe Blitz. Când dau băieții un meci greu. Aici se roagă. Am ales special locul ăsta pentru meciurile mai proaste. Și evident, circuit resistance, monitorul Lenovo Legion Y2525, 240Hz, ecranul, evident, IPS. Ești mulțumit de monitor SX? Bă, e super bun, ce să vă zic. Am trecut de haos, hai să vedem ce face Blitz. O, salutam! Ce faci? Bine, astăzi vreau să ne prezinți tu casa. Eu o să stau relaxat, mă duc pe o canapeluță, te las pe tine. După cum vedeți, am echipamentul Nexus 2021. Hola! În bucătărie, se este bucătarul nostru. Aici sunt calculatoarele, unde cu echiperii mei joacă non-stop. Nici măcar un minut de pauză. BTN se antrenează. BTN, ce te joci acolo? BTN, ce e asta? Counter-Strike. Counter-Strike, a? E update-ul nou. Noua variantă, nici că au făcut ieri update. Aici este o cameră, nu prea aveți multe de văzut. Paturi, desigur, ca să vedem. Din nou în camera capitanului, unde din nou reprezintă Nexus-ul puternic cu un tricou și, într-un final, camera mea umilă. Vă mulțumim că v-ați uitat și o să revenim cu un alt vlog curând. Haide, măi, și afară! Hai!